Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Ferenț Emeca și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Noastră și mulțumesc că sunteți alături de televiziunea Târgu Mureș și în această seară la o discuție despre sănătatea noastră. Subiectul din această seară este transplantul de celule STEM. Reprezintă procedura terapeutică destinată să restabilească funcția hematopoietică și imună la pacienți cu diverse boli moștenite, dobândite, benigne, maligne. Înseamnă înlocuirea măduvei bolnave a pacientului cu celule medulare sănătoase ale donatorului. Contribuția fiecărui donator este foarte importantă, cu cât numărul celor înscriși în registrul de donator de celule STEM este mai mare, cu atât crește șansa de a găsi, pentru orice bolnav care are nevoie, un eventual donator cu un grad de compatibilitate cât mai ridicat. Tipul de transplant și sursa de celule hematopoietice sunt alese în funcție de diagnosticul, starea generală a pacientului și disponibilitatea unui donator de măduvă osoasă compatibilă. Este necesară o instruire aprofundată a pacientului și familiei sale în privința procedurii efectiv de transplant. Uneori pot apare probleme care să necesite asistență. Și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să reveniți de această seară la această emisiune și să discutăm despre transplantul de celule STEM. Știm foarte bine că în fiecare an mulți copii și adulți sunt diagnosticați cu leucemii sau alte boli grave ale țesutului sanguin sau ale sistemului imunitar, care netratate pot fi mortale. Pentru mulți pacienți, dintre cei care am amintit mai înainte, transplantul este foarte important, este chiar vital. Ce ne spuneți despre activitatea care se desfășoară la Clinica de Hematologie și Transplant în Târgu Mureș? Noi am început activitatea din anul 2000, am făcut peste 450 de transplante, asta nu înseamnă chiar foarte mult. Într-o țară cu 20.000 de milioane de locuitori, ar trebui să se facă cam 400 pe an. Deci asta ar fi în toată țara. Acum ajungem cu cele trei centre care fac și auto și alotransplant, cam în jur de 150 până la 180 de transplanturi pe an. Deci este mult mai mult decât acum câțiva ani, încă nu este suficient. Această treabă depinde de dotare, depinde de fonduri, depinde de adresabilitate la centrele respective. Deci noi avem mulți pacienți, avem listă de așteptare, avem o activitate în funcție de capacitatea clinicii noastre, cred că destul de bună. Este o muncă grea, foarte solicitantă. Numărul de camere sterile nu este suficient. Avem numai două camere sterile. Din acest punct de vedere a rămas cel mai mic centru din țară. Ar trebui lărgit pentru că s-ar putea face mult mai mult în ceea ce privește această activitate. Dar comparativ cu rezultatele europene, noi ne aliniem la rezultatele care se obțin în celelalte centre mari deja cu experiență. Deci pot să spun că activitatea făcută merge destul de bine. Recent la știrile televiziunii Târgu Mureș, acele cazuri rezolvate la Clinica de Hematologie și Transplant din Târgu Mureș, care într-adevăr au necesitat o atenție deosebită din partea personalului medical de la Clinica de Hematologie. Da, fiecare caz este deosebit în felul lui. Un caz dintre ei a fost mai dificil pentru că nu a avut donator băiatul în țară și atunci a trebuit să fie aduse celulele prin Registrul Național al Donatorilor, din Registrul Nemțesc, pentru că se caută, totdeauna procedura este să se caute donator în familie. Dacă nu este donator compatibil, atunci se caută în Registrul Românesc.
Și în cazul în care nu se găsește, atunci se caută rapid în registrele internaționale, pentru că România deja se află în acest circuit internațional, deci înseamnă că noi putem să căutăm inclusiv în, deci în toată Europa, Statele Unite, Canada și Israel. Deci putem să avem, deci putem să cerem cerule, să solicităm cerule din aceste centre mari și mai ales registrul nemțesc ne ajută foarte mult pentru că ei au foarte mulți donatori înscriși și cu o compatibilitate destul de bună pentru pacienții noștri, fiind toți caucazieni. Cum ar veni? Există registre în fiecare țară europeană și depinde de capacitatea, de fondurile existente în țara respectivă, cât de mulți donatori înregistrați și testați sunt. Cel mai mare registru european este cel din Germania. Și ei ne furnizează destul de mulți donatori, dar primim cerule și din Italia, din Spania, din Franța, din Israel, inclusiv din Statele Unite, dacă trebuie și din Canada. Deci când se caută, atunci se trimite o listă, deci se trimite compatibilitatea prin registrul național în registrele internaționale și noi primim, în funcție de rezultatul trimis, noi primim oferte de la diferiți donatori cu diferite grade de compatibilitate. Ideea este ca să alegem cel mai bun donator compatibil, deci compatibilitatea trebuie să fie 100% sau cel puțin 9 din 10, așa spunem noi, deci să nu fie foarte mare diferență între cele două măduve sau celule, pentru că dacă nu avem compatibilitate, atunci poate să apară rejet de grefă sau boală grefă contragazdă severă. Deci asta e o problemă majoră. Cine poate dona celule stem hematopoietice? Orice persoană sănătoasă, de obicei spunem că sub 65 de ani, dar poate să doneze pentru frate și o persoană mai în vârstă celulă stem, pentru că practic donarea de celulă stem nu este o metodă care solicită și care periclitează organismul donatorului. Este o metodă simplă, presupune două injecții pe zi sau două microperfuzii pe zi, dar noi presupunem injecții subcutanate pe zi, în timp de 4, 5 până la 7 zile, aceste injecții care cuprind factori de creștere, care stimulează producția de celule stem la nivelul mădulei osoase, aceste injecții stimulează această producție și când apare un număr suficient de celule stem în sângele periferic, se măsoară cu o metodă specială prin citometrie de flux și atunci donatorul trebuie să stea la un aparat de citofereză 4 ore pe zi. Asta presupune o puncție venoasă, ceea ce nu înseamnă o durere foarte mare, este ca o donare de sânge, practic, care în timp durează mai mult. Și procedura în sine înseamnă că se recoltează cu un aparat o cantitate mică de sânge, printr-o modalitate specială de centrifugare, aceste celule sunt separate de restul elementelor sanguine, ceea ce restul se întoarce în organismul uman și numai celulele stem sunt separate într-o pungă. Aceste celule pot să fie transfundate imediat, deci pot să fie administrate la bolnav sau pot să fie crioprezervate la minus 190 de grade, ceea ce le menține viabile. Deci asta este, deci vă spun că pentru donator nu este periculos, pentru un om înseamnă viața. Deci ar putea să se prezinte și la noi în țară mult mai mulți donatori și nu înseamnă că cel care este înregistrat ca donator trebuie neapărat să doneze. Deci trebuie să se prezinte la centrele de transfuzie, practic în fiecare județ există centre de transfuzie, unde pot să se prezinte ca donatori. Se recoltează sânge, sunt luați în evidență, nu au voie să aibă afecțiuni, de să aibă hepatite, să aibă afecțiuni care se pot transmite prin sânge. Trebuie să fie persoane sănătoase, să nu aibă stare febrilă sau să nu aibă o boală debilitantă în momentul donării. Și atunci ei sunt luați în evidență și în cazul în care apare o persoană la care se presupune că ar fi compatibilitate, atunci este o simplă recoltare de sânge ca să se vadă o tipizare HLA. Dacă este compatibilă, numai atunci se face mobilizarea. Deci donatorii care sunt înscriși în registru nu înseamnă că trebuie să și doneze. S-ar putea să nu doneze niciodată, dar dacă este nevoie de ei, este bine să știm la cine să apelăm. Donarea de celule stem hematopoietice este voluntară, anonimă și nerenumerată?
Absolut. Și donarea de sânge ar trebui să fie așa. Deci, așa este, după legile din Uniunea Europeană, donarea de sânge tot așa ar trebui să fie. Deci, absolut voluntară. Și donarea de celule stem iarăși. Donatorii de familie, din familie, sunt bineînțeles cunoscuți, dar este un anonimat pentru că avem numai un număr în registru, numărul pacientului și numărul donatorului. Deci ei între ei nu se cunosc, tot așa ca la donarea de organe. Este anonimat. În momentul în care se prezintă la centrul de celule stem sau la centrul de unde de se donează, da, sau de da. Transfuzie, atunci se consiliază persoana respectivă, adică îi se explică de fapt ce urmează să se întâmple în cazul în care dorește să rămână în acest registru și atunci trebuie să-și acorde consimțământul și să completeze probabil un chestionar medical. Da, consimțământ semnat, sunt consultați, se recoltează sânge, se recoltează probe virale și în cazul în care acestea sunt negative, ei pot să fie chemați în cazul în care există o persoană care necesită aceste celule. Deci când există compatibilitate. Și caracteristicile genetice sunt comparate cu ale pacienților care eventual au nevoie? Există două tipuri de tipizare. Tipizarea serologică, care se numește așa, nu vreau să intru în termeni foarte tehnici, da? Dar există două tipuri de tehnică care se face. Tehnica care nu este așa de constitutoare, serologică, prin care se poate selecta dacă se presupune că ar fi donator compatibil și atunci se precede la o tipizare prin metodă PCR foarte exactă, cu 4 digiți, deci foarte exactă, ceea ce ne arată dacă compatibilitatea este 100% sau mai puțin și atunci putem să alegem cel mai bun donator. Dar selecția, în esență, pentru donator înseamnă doar o donare de sânge la început. Și după aceea, cea mai dureroasă procedură, dacă putem să spunem așa, este acea înțepătură prin acel ac și cele două injecții pe zi. Deci nu presupune o durere sau o intervenție chirurgicală sau o recoltare. Se poate dona și măduvă. De exemplu, în Germania, unii donatori preferă donarea de măduvă osoasă. Deci există cazuri în care donatorul spune că dorește să doneze numai măduvă osoasă pentru că pot să fie ocupați, pot să dorească să doneze o singură dată. Celulele stem, dacă numărul nu este suficient, se poate că trebuie donate de mai multe ori, încă o dată sau și de 3 ori, de către un donator. Există donatori care spun că eu doresc să donez măduvă osoasă. Asta presupune totuși un risc în plus pentru donator. El își asumă riscul pentru că este riscul de anestezie generală. Și un risc hemodinamic pentru că când se recoltează măduvă osoasă, cantitatea de măduvă recoltată este de 1,5 litri. Când practic celula stem, cantitatea de celulă stem recoltată cu o citafereză este de aproximativ 50-80 de mililitri. Deci diferența este foarte mare din punct de vedere hemodinamic. Dar unii donatori preferă măduva, iar măduva, dacă se transfundează măduva, atunci există un beneficiu, mai ales la copil, și există beneficiu și la adult, este mai dificilă metoda, dar grefa se prinde mai repede, pentru că măduva se donează cu anturaj, cu tot. Deci se prinde mai repede și inclusiv reacția boală grefă contra gazdă este mai mică, dar riscul pentru donator este mult mai mare, fiind în special anestezia generală. Pentru telespectatorii care nu au pregătire medicală, ce este de fapt măduva osoasă? Măduva osoasă este practic sistemul hematopoietic, este un organ în sine, deci celulele stem produc această măduvă osoasă, deci elementele sângelui se produc în oase, în oasele lungi, mai ales în oase. Deci asta presupune că celula stem, fiind celula mamă, așa numită celula mamă, produce globulele roșii, globulele albe și trombocitele, care trombocitele fiind necesare pentru coagularea sângelui, globulele albe, care sunt granulocite și limfocite, care ne apără contra infecțiilor bacteriene, virale și fungice, iar elementele, deci eritrocitele sau globulele roșii, transportă oxigenul în organismul nostru. Deci asta înseamnă că este sistemul hematopoietic care se produce în măduvă și practic înseamnă elementele sângelui circulant. Transplantul medular, într-adevăr, este o procedură complexă.
mai ales pentru persoanele care, într-adevăr, nu lucrează în domeniu, cu siguranță li se pare o procedură extrem de complexă. Dar ce înseamnă pentru imunitatea organismului transplantul medular? Transplantul medular, dacă se face la un donator compatibil 100% și în acest caz, înseamnă că puțin lucrăm contra naturii. Pentru că trebuie să schimbăm un sistem imun în celălalt. Deci, practic, nu înseamnă ca o donare de un rinichi, de exemplu. Se schimbă în momentul în care se implantează, acolo este o altă problemă, pentru că acolo la transplantul de organe imunosupresia este pe viață. În cazul nostru, în cazul donării de măduvă, din cauza posibilității de rejet. De. În cazul nostru, în care un sistem imun se schimbă în celălalt, din momentul în care apare schimbarea, nu mai trebuie imunosupresie. În plus, nu trebuie imunosupresie nici pentru faptul că dacă avem un organism imunosuprimat, atunci poate să reapară boala. Deci noi, este un joc foarte dificil pentru personalul medical. Trebuie să știm cât timp facem imunosupresie, cât de puternică să fie imunosupresia, pentru că avem nevoie de o reacție imună, pentru că limfocitele care se produc din măduva sau celulele transplantate trebuie să nu recunoască boala rămasă ca fiind proprie. Deci asta înseamnă reacția grefă contra boală, deci ceea ce este benefică. Dacă reacția organismului contra măduvei transplantate există și există puternic, asta înseamnă că este boala grefă. Deci boala grefă contra gazdă înseamnă că atacă organismul propriu. Deci noi trebuie să avem efect asupra bolii rămase și nu asupra organismului. Deci aici este un joc dificil, asta presupune de multe ori ani de zile de tratament. În cazul fericit în care se prinde grefa, în care sistemul imun vechi este distrus, apare un sistem imun nou, organismul acceptă acest sistem imun și nu apare reacție puternică, practic în 120 de zile putem treptat să oprim imunosupresia. Și bolnavii pot să fie vindecați pe viață. Dar depinde această reacție de organismul fiecăruia, pentru că în țesuturi există limfocite din organismul propriu care pot să persiste ani de zile. La nivelul diferitelor organe, în țesuturi, la nivel ocular, în ficat. Deci este o activitate destul de grea medicală ca să știi să stăpânești reacția imună astfel ca să nu distruge organismul și să nu nici grefa și nici organismul. Deci nu este ușor. Nu este ușor, nu este ușor de suportat pentru bolnav, dar dacă reușim și transplantul este un succes, atunci vindecă boli care altfel ar putea să pericliteze viața bolnavilor. Celulele medulare transplantate pot fi respinse de organismul care primește grefa? Da. Deci asta trebuie să înțeleagă. Da, există posibilitatea de rejet de grefă. În cazul acesta se presupune efectuarea unui al doilea transplant de urgență. Există. Pentru că cu orice imunosupresie sau dacă apare o infecție concomitentă, serioasă, severă, atunci putem să avem un rejet de grefă sau în cazul în care numărul celulelor transplantate nu este suficient. Aici apare, de exemplu, problema celulelor transplantate din sângele de cordon umbilical. Auzim transplantul de sânge de cordon umbilical. Aceste elemente care sunt recoltate practic sunt foarte, foarte eficiente, activate imun, pentru că sunt celule care nu s-au întâlnit cu elemente altor organi decât mama și copilul, dar problema este că numărul acestor celule STEM este puțin. Deci practic, ceea ce se poate folosi la copilul mic, și ce se face acum în centrele mari este un dublu sau triplu transplant de sânge de cordon umbilical, dar reacția este dublă sau triplă contra acestor celule din partea organismului. Deci nu este foarte, foarte... Deci riscul este foarte mare. Riscul este foarte mare, iar aceste celule greu se grefează în mai mult de 21 de zile și în această perioadă în care avem o descoperire imună totală, pot să apară infecții cu risc vital foarte multe. Doamna doctor, ne oprim pentru prima pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția. Știm bine
cât de costisitoare pot fi întreruperile funcționării utilajelor, în special când fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Producție furtune hidraulice. Lubrifianți, uleiuri minerale semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto, curele de transmisie de orice tip o dimensiune, rulmenți industriali, agricoli și auto. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.leco.ro. Noastră Dr. Will vă oferă o gamă completă de produse și servicii care satisfac nevoile autoturismului dumneavoastră. Suntem o echipă de specialiști care este gata să vă ajute în alegerea și montarea produsului ales. Dr. Will, soluția ta este la noi. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte. În direct la emisiunea Sănătatea Noastră. Continuăm discuția noastră din această seară despre transplantul de celule stem și vă reamintesc că invitata mea din această seară este doamna dr. Benedek Lazar Erzsébet, medic primar hematolog la Clinica de Hematologie și Transplant din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Doamna doctor, persoanele care se prezintă ca și donatori trebuie să conștientizeze că este vorba despre un angajament asumat pe termen lung? Absolut. Deci este o foarte mare problemă dacă cineva se prezintă ca, deci se angajează să fie donator și în momentul în care cineva are nevoie de ar avea nevoie de celule, atunci nu e de găsit sau refuză. Asta nu se întâmplă în registrele mari de obicei, decât dacă are un accident sau dacă este o problemă de sănătate, dar ca voluntar să se retragă nu ar putea. Deci etic nu este corect. Există o confuzie între noțiunile măduvă osoasă și măduva spinării. Da. Adică măduva osoasă are funcție diferită față Absolut. De măduva spinării. Deci sistemul nervos central este creierul nostru și măduva spinării, iar măduva osoasă este măduva care există în interiorul oaselor noastre și unde se produce practic sângele cu elementele sale. Deci asta este o diferență mare și se confundă transplantul cu o procedură chirurgicală, de exemplu. Exact. Deci ceea ce este o recoltare ce se face în sala de operație este numai recoltarea de măduvă în cazul în care recoltăm măduvă. Dar asta se face mai rar, deci așa cum v-am zis, pentru riscul donatorului. Deci nu se face de obicei. Se preferă în unele țări să se facă și la copil, la transplantul efectuat la copil, mai ales la copilul mic.
pentru că, adică transplant făcut pentru un copil mic, de la un frate, de exemplu. Pentru că de la copil presupune o singură recoltare în anestezie și copilul stă mai greu la o mobilizare la un aparat de fereză. Deci asta mai ales în transplantul pediatric se face în anumite afecțiuni, dar la adult se preferă donarea celulelor stem hematopoietice, așa cum am zis, după un procedeu de mobilizare care nu presupune altceva decât o, practic, o recoltare de sânge care durează mai mult. Transplantul de celule stem poate ajuta organismul, pe de o parte, să înlocuiască măduva osoasă disfuncțională sau nefuncțională sau deficitară, respectiv distrugerea măduvei osoase bolnave care poate să conțină celule canceroase? Da, deci practic transplantul în sine înseamnă că înainte de transplant se administrează o doză mare de citostatic letală, practic, care distruge măduva bolnavă. Și după o perioadă de 24 de ore de pauză, ca să nu distrugem elementele transfuzate, deci elementele transplantate, se administrează o măduvă sau celulele sănătoase. Deci, practic, citostaticele distrug măduva veche, iar celulele transplantate refac o măduvă sănătoasă. Cam asta înseamnă esența transplantului de măduvă. Deci presupune și tratamentul citostatic. Există riscuri în urma transplantului, respectiv în timpul transplantului? Există riscuri la toate fazele, pentru că vorbim despre oameni foarte bolnavi. Deci această procedură nu se face decât în cazul în care nu există altă șansă de vindecare. Pentru că riscul mare, deci odată trebuie să tolereze bolnavul pregătirea până la transplant. Asta presupune că trebuie să treacă prin tratamente citostatice, ca în momentul transplantului să aibă cât mai puțină boală rămasă, care se poate practic termina printr-un tratament foarte puternic citostatic, plus minus radioterapie corporeală totală. La asta nu prea apelăm, pentru că este în timp destul de nocivă. Dar trebuie să treacă, să reziste organismul, să nu facă infecții foarte severe, că după fiecare tratament citostatic există perioade așa numite de aplazie, în care nu au elemente de apărare, practic granulocite, limfocite, deci pot să apară infecții, pot să apară sângerări, deci pot să apară complicații, pot să apară determinări secundare la nivelul diferitelor organe. Deci, când se transplantează, este bine să aibă cât mai puțină boală rămasă, să fie practic în remisie sau în remisie parțială măcar, și atunci trebuie să reziste și la condiționare, condiționarea însemnând doza mare de citostatic care are scopul să distrugă boala rămasă, boala reziduală. După care urmează imunosupresia și reinfuzia de celule sănătoase, după care urmează o perioadă în care măduva veche nu există, iar cea nouă încă nu funcționează. Da? Deci trebuie o perioadă de cel puțin de la 7 până la 21 de zile, în caz fericit de la 7 la 14 zile, o perioadă în care aceste elemente încep să producă granulocite, limfocite, trombocite, acestea se produc cel mai târziu. Deci riscul de sângerare rămâne destul de mare, o perioadă destul de lungă. Și în această perioadă ne așteptăm la infecții severe, ne putem aștepta, dar normal că avem metode standard de prevenire a infecțiilor. Deci, practic, organismul este descoperit din punct de vedere imun total. Din această cauză, bolnavii sunt protejați de tot, de mediu. Înseamnă că ei sunt în camere sterile. Asta înseamnă o cameră special amenajată în care există un flux laminal al aerului. Înseamnă că aerul este introdus de afară cu o presiune pozitivă. Este trecut printr-un întreg sistem de filtrare, deci inclusiv filtrele acelea HEPA, dar avem patru sisteme de filtrare a aerului. Cel mai puternic este filtrul HEPA. Asta presupune mai ales, deci oprim particulele care ar intra de afară, de praf, de orice. Și plus, mai ales infecțiile fungice și virale sunt prevenite prin această metodă. Iar aerul băgat cu presiune pozitivă este băgat și scos din camera sterilă. Practic, este un flux laminal al aerului în perioada în care organismul este descoperit din punct de vedere imun. Bolnavii sunt ținuți în acest mediu steril. Alimentația care se dă este alimentație sterilă, înseamnă că nu au voie
voie să mănânce nimic crud, trebuie să bea apă îmbuteliată, deci nu riscăm nicio infecție pe cale enterală. Deci aici și trebuie verificați bolnavii bacteriologici, virologici, deci tot timpul recoltați sânge, recoltate probe de pe suprafețe și aici putem să ajungem la dezinfectante, da, și la problema care s-a tot vehiculat. Da. Deci trebuie să știm că noi, ceea ce noi putem să facem este să prevenim infecțiile care vin din afara organismului sau din organismul propriu, din sistemul gastroenteral, de exemplu, prin sterilizarea tractului gastroenteral, prin anumite medicamente. Dar suprafețele și încăperea în care există bolnavii noștri este dezinfectată de două ori pe zi. Asta practic înseamnă că practic peretele și pardoseala și totul este lavabil și este dezinfectat zilnic, pe lângă faptul că este filtrat prin acest sistem de filtrare foarte complex. Și pot să vă spun că interesul nostru este ca să nu avem nici o infecție intraspitalicească, ceea ce în secția noastră nu există, pentru că noi lunar ne verificăm. Verificăm suprafețe, verificăm mâinile noastre, verificăm suprafețele de lângă bolnav, patul, baia care este pentru fiecare bolnav, este o baie separată, verificăm inclusiv probele de aer din încăperile respective. Și dacă avem orice problemă, oprim activitatea, apare dezinfecția și nu ne apucăm de activitate până când totul nu este steril. Deci această problemă nu se poate generaliza. Problema cu dezinfectante, se face autocontrol, pentru că dacă nu, sigur, riscăm viața bolnavilor. Nu se poate acest lucru, nu se poate face și nici nu există. Deci noi nu am avut probleme și nici în Spitalul Clinic Județean nu am auzit să avem probleme foarte mari de infecții. Deci nu am avut probleme. Intraspitalicești, da. Cât durează pregătirea pacienților pentru transplant? Depinde de afecțiunea pentru care facem transplantul, depinde de autotransplant sau alotransplant, pentru că în anumite afecțiuni în care celula stem nu este bolnavă, de exemplu în limfoame, în mieloame sau în câteva afecțiuni imune, se poate reutiliza celula stem proprie. Deci, practic, în cazurile în care celula stem proprie sănătoasă, dar sistemul imun este bolnav sau anumite elemente ale sângelui sunt afectate, atunci se poate utiliza celulele astea improprie, dar acestea trebuie recoltate în momentul în care bolnavul este într-o fază stabilă a bolii, cât se poate de stabilă a bolii, în diferite afecțiuni, și aceste celule se criopreservează. Deci asta este o procedură tehnică dificilă de laborator în care trebuie să se lucreze foarte, foarte atent. Unde am noroc să lucrez cu o colegă care lucrează excepțional de bine și trebuie să spun numele dânsei, se numește doamna doctor Căpeții, care de 16 ani lucrează și face activitatea asta. Înseamnă, dacă noi lucrăm în transplant și recoltăm celulă, se lucrează de dimineață până seara, aproximativ la 8, până când aceste celule apar în congelator la minus 190 de grade. Și trebuie să ajungă sterile, să se facă se răcesc aceste celule programat, treptat. Se răcesc treptat, ajunge temperatura de la temperatura de 37 de grade până la minus 190 de grade. Deci nu poți să faci o crioprezervare care nu se face exact, pentru că aceste celule practic atunci se distrug. Și viabilitatea trebuie să fie de peste 80% în fiecare caz când decongelăm aceste celule. Deci este o muncă foarte, foarte dificilă, este o muncă de echipă. Deci doi oameni fac acest transplant. Deci de la profesor, echipa fiind condusă de profesorul dr. Bernadette Chiștan, de la profesor care diagnostichează bolnavul, care urmărește evoluția, cu care facem împreună indicațiile de transplant, până la clinicianul care lucrează, până la medicii noștri rezidenți care ne ajută. Și trebuie să menționez neapărat echipa de asistente. Avem niște asistente excepționale, pot să spun, care nu lucrează pentru bani, pentru că salariul lor este cam la fel ca în sănătate peste tot, din păcate, nu se consideră la noi muncă de terapie intensivă, deși există o muncă absolută de terapie intensivă. Lucrează cu plăcere și fac o muncă
deosebit de dificilă, pentru că lucrează și în recoltare, lucrează lângă bolnav și ajută și la crioprezervare. Deci este o activitate absolut complexă și foarte interesantă, dar foarte dificilă. Deci presupune o activitate exactă și o activitate de echipă în care fiecare trebuie să-și facă treaba. Și fiecare știe ce are fiecare de făcut știe și fiecare este fiecare, pregătit pentru această și trebuie să activitate. Știe că răspunde absolut. De ceea ce face. Pentru că dacă nu, atunci oriunde fiecare poate să apară greșeală probleme, înseamnă fiecare deja greșeală înseamnă viața unui om. La ce se poate aștepta pacientul în timpul transplantului de celule și după transplantul de celule? Deci, noi încercăm să asigurăm un confort cât se poate de bun psihic și fizic. Deci, bolnavul nu trebuie să sufere. Bolnavul trebuie să fie conștient de riscuri, dar trebuie să fie conștient că beneficiul transplantului este mult mai mare decât riscurile transplantului. Deci, nu facem transplant în cazul în care nu este absolut indicat. Deci, trebuie să fie conștient și el și familia că la ceea ce se angajează este o procedură cu foarte multe riscuri, dar practicare înseamnă o vindecare în cazul în care noi reușim să colaborăm, iar organismul dânsului poate să reziste la acest lucru. Deci trebuie să comunicăm riscurile, dar trebuie să comunicăm beneficiile. Bolnavul trebuie să fie compliant, trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte și el toate normele care noi le cerem, pentru că noi avem, de exemplu, nu am dat voie la spălare de veselă. Deci noi în clinică avem numai pahare și numai farfurii de unică folosință. Se aruncă absolut tot. Deci nu se spală vase, nu se transportă, nu. Deci toate sunt aruncate și toate sunt de unică folosință. Asta trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte sterilitatea, spălatul de mână, deci toate normele de igienă trebuie respectate 100% ca să putem să colaborăm cu bolnavul, ca să reușim să prevenim riscurile de infecție care pot să apară. Comunicăm riscurile, comunicăm că pot să apară aceste riscuri, care sunt aceste riscuri, că avem metode de a salva bolnavii dacă apar infecții. Trebuie să fie conștienți că poate să apară o complicație în orice fază, dar trebuie să avem noi un plan în capul nostru, trebuie să știm în cazul în care apare ceva ce trebuie făcut. Dacă bolnavul poate să aibă încredere în noi și trebuie să aibă încredere în noi că știm ceea ce facem, atunci colaborarea între bolnav și personalul sanitar este, pot să spun că bună, și atunci merge mult mai bine. Foarte important este ca bolnavul să fie liniștit. Deci anturajul este plăcut, au televizor cu cablu, au posibilitate de a vorbi la telefon cu familia. Avem un sistem de, se pot vedea printr-un geam de afară, deci pot să comunice printr-un geam care dinăuntru este, cum să zic, dinăuntru poate să vadă familia până la un nivel. Ei pot să vadă fața bolnavului și pot să comunice prin telefon. E foarte important să se vadă. Vizita nu se poate permite, dar este foarte important să aibă contact cu familia din punct de vedere psihic. Psihic, absolut. Mai ales în perioada de izolare. Cum și cine selectează donatorii compatibili cu pacienții? Donatori este o metodă de laborator absolută, deci sunt laboratoare acreditate care pot să selecteze. Selecția se face, laboratorul nostru este acreditat deja EFI, dar totdeauna se verifică în două laboratoare compatibile. Asta este regulă. Da. Se verifică în două laboratoare, se verifică la Centrul de Hematologie din București, se verifică la centrul nostru de hematologie. Și atunci compatibilitatea este în cazul în care donatorul este din familie. În cazul în care donatorul este din afara țării, atunci se trimite probă de sânge de la donatorul respectiv în Centrul de Transfuzie București. Noi trimitem proba de sânge și se verifică o compatibilitate încă o dată înainte de prelevarea de celule. Deci există niște criterii de eligibilitate a donatorilor, da, pentru a putea da, da, și în cazul în care pe hârtie sunt compatibili și în acel caz se repetă încă o dată compatibilitatea prin repetarea acestei analize înainte de transplant încă o dată în centrul de unde deci în centrul București prin proba de sânge trimisă din țara respectivă înainte să se apuce oriunde în lume să se recolteze celule pentru bolnav. Care este procentul pentru donarea de celule stem și care este procentul pentru donarea de măduvă? O să spuneți că unii cam preferă această 90% metodă. Celule stem, 10% măduvă. Da, mai puțină măduvă.
Domnul doctor, ne oprim pentru ultima pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția. Hotelul Alessia este localizat în Corunca, județul Mureș, șoseaua Sighișoare numărul 397B. Un hotel-restaurant încântător, familial, unde tehnologia și designul modern se împletesc pentru a realiza lucruri deosebite, sofisticate, previn să întâmpine musafirii cu tot ceea ce se poate aștepta de la un hotel de talia sa. Hotel Alessia. De ce este vioara altfel? Pentru că stă deasupra inimii. Chiar deasupra. Iar când muzica pleacă de la inimă, se simte, se vede, se aude. Muzică, pictură nisip și proiecții video. Violonistul Alexandru Tomescu, împreună cu artista Ana Munteanu, îți dau întâlnire la Turneul Internațional Stradivarius Experience 2.0, cel mai așteptat eveniment cultural al anului. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, Nakita vă propune o gamă de produse atent selecționate în sectorul siguranței și protecției muncii. Scopul nostru este de a combina protecția și confortul la locul de muncă, dar mai ales de a proteja angajatul din cap până în picioare. Pentru siguranța clienților proprii, Nakita dispune de un laborator de verificări periodice pentru produsele de lucru la înălțime și de un laborator pentru verificarea produselor de electrosecuritate. Nakita, soluții complete pentru protecția și securitatea muncii. În Târgu Mureș, bulevardul 22 decembrie 1989, numărul 150. Telefon 0265-212-958 sau pe www.nakita.ro. Adevăratul confort este în intimitatea casei tale. Hot Spring România și Live Relax vă ajută să vă creați propria oază de relaxare. Consultanță, proiectare, design și execuție de centre wellness, spa, comerciale sau rezidențiale. Unic importator al căzilor cu hidromasaj marca Hot Spring USA. Asigurăm comercializarea, instalarea și mentenanța acestora. Curățenie în spații comerciale, birouri, locuințe. Promptitudine, calitate, prețuri imbatabile. Ne găsiți la numărul de telefon 0728-298-421. Fresh and Clean, servicii profesionale de curățenie. FOMCO Truck Service and Shop, serviciu general de camioane și semiremorci, showroom, piese și accesorii. Oferă următoarele servicii: diagnoză computerizată camioane, reglare, geometrie, roți, lucrări electrice, servicii tahografe, stații radio, CB, încălzitoare și sisteme de aer condiționat, precum și o gamă variată de piese de schimb și accesorii camioane pe stoc. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe pagina noastră www.fomcotruckservice.ro sau la sediul nostru din Pistești, în spatele reareului. FOMCO Truck Service.
Am revenit la ultima parte a discuției noastre. Doamna doctor, din păcate, de multe ori am auzit eu și cu siguranță și dumneavoastră fraza prin care spuneau pacienții: dacă am nevoie de transplant medular, trebuie să plec în străinătate. De ce se vehiculează această informație atâta timp cât aici, în Târgu Mureș, ați realizat de-a lungul timpului foarte multe transplanturi cu echipa din care faceți parte? Da. Totuși, de ce nu se cunoaște realitatea că și în Târgu Mureș se fac aceste transplante cu succes, pacienți care au fost tratați, pacienți care au fost vindecați? Aici e o problemă din punct de vedere medical, deci trebuie oamenii informați. Deci medicii care tratează aceste afecțiuni trebuie să fie conștienți de faptul că nu numai în Târgu Mureș, dar există în țară centre de transplant. Trebuie să fie conștienți că România nu are posibilitate să trimită pacienții pentru transplant în străinătate, pentru că un transplant în străinătate presupune minim 150.000 de euro per pacient în cazul în care cazul nu este complicat. După aceea, dacă apar complicații și apar complicații, fiecare cost vine în plus și încarcă bolnavul și sistemul sanitar românesc, care nu poate să-și permită aceste cheltuieli. Iar să aduci celule în țară, prin sistemul acesta de care am vorbit, prin registrele internaționale, presupune un cost de maxim 25.000 de euro pe pacient. Deci înseamnă că din costul unui transplant efectuat în străinătate se pot face multe transplante în țară prin aducere de celule. Modalitatea este identică de transplant. Deci modalitatea se face după anumite standarde de la care nu te poți abate. Celulele care se transplantează sunt aceleași celule care ar fi transplantate și în străinătate. Absolut. De la donatorul respectiv. Iar în transplantul de măduvă problemele apar după transplant. Deci în perioada în care putem să avem complicații, am spus că poate să apară grefa contra gază, poate să apară infecțiile după transplant, deci nu neapărat imediat în perioada aceea de 3-4 săptămâni după transplant, aceste complicații pot să apară după transplant sau pot să apară tardiv, după 120 de zile. Asta presupune că bolnavul deja este în țară. Deci transplantat în străinătate cu 150.000 de euro, dar complicațiile trebuie tratate în țară și totdeauna ajung să fie tratați, pentru că ei pot să fie pe drum când apare o complicație. Pot exact. Să nu se prezinte din timp la doctor, pot să nu apeleze, să nu aibă un medic care să urmărească în țară, pentru că ei doresc să se ducă și la controle în străinătate, ceea ce nu se mai acoperă de niciun un sistem de asigurare. Deci trebuie să se facă, eu așa spun, transplantele în România, trebuie să se financeze transplantul în mod corespunzător, trebuie să avem citostatice suficiente, antibiotice totdeauna, de ceea ce avem nevoie, imunosupresie, deci trebuie să fie permanent, o permanentă asigurare de medicație, aparatura există, dar trebuie puțin lărgite centrele de transplant ca să aibă capacitate mai mare, posibilitate, trebuie să fie mai multe centre, pentru că există o țară destul de mare cu mulți locuitori și numărul de transplante trebuie crescut, de vă spun, până la 400 pe an. Și există un program național. Există un program național și acest program funcționează. Funcționează programul. Sunt deficiențe ca în orice sistem, există deficiențe, dar totuși programul funcționează. Deci problema este mai ales cu aprovizionarea de citostatice, deci avem anumite citostatice care se furnizează mai greu și atunci unele proceduri trebuie să amânate, dar trebuie să știm că aceste proceduri nu pot să fie amânate pe o perioadă lungă. Aici apare problema transplantelor în străinătate, de exemplu, când bolnavii stau acasă și așteaptă să plece la un transplant în străinătate. Deci, de foarte multe ori, cazurile când ajung deja sunt depășite medical. Și atunci reușita transplantului nu mai există. Și, din păcate, în ultima perioadă și sfaturile medicilor nu mai sunt acceptate fără rezerve. Nu odată și pacienții participă activ la luarea unor decizii. Da, dar aici decizia trebuie să fie responsabilitatea și decizia absolut. Este a medicului. Deci trebuie să știe să convingă bolnavul, să-l trateze, să-l pregătească, iar bolnavul, dacă se știe dinainte diagnostic când se pune în afecțiuni hematologice maligne, atunci de la început trebuie să știm care este riscul. Dacă există un risc mic, intermediar sau mare.
Deci, diagnosticul, mai ales în leucemii acute, trebuie să fie la nivel molecular pus deja. Există posibilitate să, la momentul diagnosticului, să prevedem riscul și în cazul în care riscul este intermediar sau mai ales crescut, atunci bolnavul deja trebuie de la început luat în evidența unuia dintre cele trei centre existente, ca din timp să se caute celule, bolnavul să fie pregătit transplant, deci pregătit în esență tratat și în momentul în care are nevoie de transplant să aibă deja celulele asigurate. Deci este o activitate iarăși de echipă și trebuie o răspundere din partea centrului care tratează și din partea centrului care se pregătește pentru transplantul bolnavului respectiv și atunci putem să avem succes. Începem să lucrăm bine cu clinicile din Transilvania și inclusiv din Moldova, pentru că Iașul ne furnizează foarte mulți bolnavi și foarte bine pregătiți, Sibiul iarăși, Clujul iarăși, deci nu pot să spun că avem Brașovul, deci vin bolnavi din multe clinici bine pregătiți. Deci pot să spun că din timp pregătiți, ne sunt colegi, avem un caz care foarte probabil că va trebui să fie transplantat. Bolnavul între două tratamente vine, este luat în evidență, se recoltează probă și se începe căutarea de celule. Și când termină tratamentul, atunci deja se poate demara procedura de transplant și atunci ai șansa de reușită mare. Responsabilitatea medicilor este să fie formatori de sănătate în comunitățile în care sunt, dar credeți că presa poate fi un bun colaborator în a transmite informația despre sănătate, despre transplant și despre anumite probleme medicale? Da, trebuie și să informația se știe, să ajungă așa trebuie cum să trebuie se știe la pacienți. Că se poate face transplantul, dar transplantul nu este o minune, deci trebuie transplantul pregătit. Deci transplantul nu este o modalitate, ultimă modalitate de care trebuie să atârne viața. Transplantul nu se poate face în momentul în care bolnavul este deja depășit din punct de vedere medical. Deci bolnavul trebuie să fie pregătit pentru această procedură. Deci tratamentul trebuie să fie astfel condus ca bolnavul să fie în stare clinică bună ca să poată să tolereze această procedură. Deci nu poate să fie septic, nu poate să fie cu o leucemie care este recăzută și este într-o stare foarte gravă, că atunci nu mai tolerează procedura de transplant. Deci trebuie să fie colaborare între doctorul curant și între medicul transplantolog. Și numai așa se poate ca transplantul să fie o reușită. Dar asta presupune o conlucrare între de la medicul de familie, care trebuie să urmărească acasă bolnavul, dacă are orice infecție, are febră, sufebilitate, se prezintă la el, trebuie să-i spună imediat, vă adresați medicului curant sau centrului de transplant, ca să fie urmărit și să fie depistată o infecție care poate să apară oricând după un transplant sau înainte. Nu, odată sunt necesare consulturi interdisciplinare, absolut, care au rolul de a întregi planul terapeutic. Absolut. Ce părere aveți despre aceste colaborări pe care le aveți cu alte specialități? Deci trebuie să avem colaborare pentru că bolnavul nu trebuie, deci un doctor nu trebuie să se priceapă la toate. Sunt specialități, fiecare specialitatea lui trebuie să-și facă treaba 100%. Deci înseamnă că eu, când am un bolnav de transplantat, trebuie să am o părere de la un cardiolog, trebuie să am o părere de la un psihiatru, trebuie să știu cum funcționează rinichiul bolnavului respectiv. Deci bolnavul trebuie să nu aibă focare de infecție, inclusiv dantura, deci problema de stomatologie, de chirurgie maxilofacială, de exemplu, dacă nu avem voie să avem focare de infecție, de exemplu. Deci asta presupune colaborare între colegi, bolnavul trebuie să fie verificat, trebuie să fie tratat, trebuie să avem afecțiunile asociate tratate, ținute foarte bine în mână, ca să, în momentul transplantului și după, să nu avem complicații în plus. Doamna doctor, din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar totuși mai am o întrebare. Să fii medic presupune o formație de elită intelectuală. În spatele activității unui medic stă foarte multe ore de muncă, de activitate, de gărzi, de a sta lângă patul pacientului. Ce ați transmite acelor persoane care au urmărit această emisiune? Munca nu este ușoară. Munca doctorului trebuie respectată. Asta trebuie să spun. Și apreciată. Da, eu cred că... Deci aprecierea maximă este când întâlnești un bolnav vindecat pe stradă și nu mai recunoști cine este, dar vezi că este bine, vezi că arată foarte bine, că este sănătos și atunci zici că da.
este cel care a avut leucemie cândva sau trece prin oraș și trece și lasă o floare sau știi că are doi copii sănătoși, scrie o vedere de Crăciun și... Deci sunt niște lucruri care sunt minore, dar care înseamnă că totuși ai făcut ceva în viață. E mare lucru. E mare lucru, dar este o responsabilitate enormă, pentru că ai practic viața unui om în mână, toate deciziile care le iei pot să aibă consecințe foarte mari și asta este greutatea muncii. Deci noi reținem și îi ținem în minte mai ales pe oamenii aceia pe care i-am pierdut. Cei care se vindecă, se duc, își trăiesc viața. Cei care nu mai sunt rămân în noi. În sufletul dumneavoastră, da. Chiar dacă nu le pomeniți în fiecare zi, cu siguranță. Dar cu moartea unui om nu trebuie să se obișnuiască niciun doctor, că atunci nu trebuie să fie medic. Doamna doctor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară la această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați adus. Vă dorim succes în activitatea profesională, atât dumneavoastră cât și echipei, și vă mai așteptăm și la alte emisiuni să continuăm discuția. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și în numele colegilor mei pentru atenția cu care ați urmărit și această emisiune. Această emisiune va fi difuzată în reluare mâine, joi, la ora 9 și sâmbătă la ora 17. Noi ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, la ora 20. Până atunci, vă doresc sănătate! În 1996, Brutăria Eldi vă oferă produsele de panificație și patiserie cele mai gustoase și naturale.